pe stradă, așa, o hotaie, un boț de carne, repede vine. Toți vor să știe ceva, toți știu mai bine ca ceilalți. Ce ar fi de făcut, ce s-ar mai putea face acum, ce ar fi de făcut cu oamenii care lasă să crape aici, în mijlocul străzii, pietul animal. Repede vin predicatorii care trebuie să fie peste tot, de care nu scap nicăieri, care au un cuvânt de spus în toate. Repede vin și babele, care trebuie să spună o rugăciune, care trebuie să roage regulamentar, care trebuie să verse o lacrimă pe fețele lor de lămâie sparsă. Boțul de câine crapă lent, iar fumul se înalță subțire ca dintr-un morman de gunoi aruncat pe caldarâmul înghețat. Când un om stă lungit pe o bancă, strivit, iar capul îi atârnă peste margine, iar ochii sunt semideschiși și negri de atâtea muște, iar pielea îi e deja prea mare, fața nu mai are pomeți, haina i-a devenit o uniformă nemaipurtată de nimeni, ci doar de el, de cel ce stă pe bancă și își ține continuu răsuflarea. Când un om pe o bancă își ține răsuflarea continuu, atunci nu vine repede. Atunci nu vrea nimeni să știe nimic. Nimeni nu vrea să știe mai bine ca ceilalți. Ce ar fi de făcut, dar la ce bun. Ce ar trebui acum, dar nu se mai poate. Ce ar trebui făcut pentru oameni, dar cine sunt oamenii? Deci,